Totul pentru familia mea, episodul 8. Kenan moare în accident, dar Akif supraviețuiește. Frații lui Asie primesc îngrijiri medicale și îi recapătă cunoștința. Cu banii câștigați de Asie la concursul de muzică, copiii cumpără tonetă lui Orhan. În fiecare seară, Omer vinde mâncare în oraș și este tare fericit pentru că afacerea îi merge binișor și curând vor strânge bani pentru a închiria o locuință. Kadir își mai găsește un loc de muncă pe șantier. Sengül cumpără în rate o mulțime de electronice și electrocanice bazându-se pe banii pe care i-a promis Nebahat că îi va da după divorț, însă Akif își convinge soția să îi mai dea o șansă. Suzanne începe să lucreze la companie după moartea soțului ei. Nebahat nu vrea să mai lucreze împreună cu Akif și îi promite că va găsi o soluție. Doru îi spune lui Asie că proiectul la care au lucrat împreună este incomplet și o roagă să mai lucreze cu el. Când Asie află că profesoara nu i-a cerut să refacă proiectul, îl întreabă de ce a mințit-o. Atunci Doruk recunoaște că a vrut să petreacă timp împreună, dar știa că ea îl va refuza dacă nu are un motiv. Vrea să îi spună că o place, însă el îl întrerupe și îi spune că și ea se simte că s-a împrietenit. Doruk află că ea croșetează pentru bani și îi propune să ajute să facă altceva mai profitabil. Împreună cântă în stradă pentru bani și câștigă binișor. Aibike îi spune lui Melissa că Kadir o place, dar s-a îndepărtat de ea din cauza lui Omer. Melissa îl întreabă dacă este adevărat, iar Kadir recunoaște. Omer o place pe noua colegă Aisha Berg. O necăjește pe Aibike, iar Kadir îi spune că își ceară scuze de la ea în fața colegilor. Seara, Berk merge cu prietenul lui și bate pe Kadir și pe Omer și le distruge toneta. Omer este devastat pentru pierderea tonetei și își pierde speranța că vor mai avea vreodată o locuință. Orhan trece pe acolo și intervine și îl ajute pe băieți. Berg îl împinge pe Orhan, cade și se lovește de bordură la piept. El îi asigură pe copii că este bine și se întorc acasă, dar a doua zi dimineața își pierde cunoștința.